Bună ziua, excelență! Iată numai ce a luat sfârșit discuțiile unui laborator aici la Forumul Democrației la Strasburg. Am văzut excelenta dumneavoastră moderare și ați cules cu pe bun merit aplauze. Forumul Mondial pentru Democrație pentru anul 2018 este dedicat, de fapt, rolul femeilor în societate și în viața politică sau cum femeile pot schimba soarta, evoluțiile din vari state. Dacă vorbim de laboratorul care a fost acum, a fost traficul de ființe umane, cu prezentarea inițiativelor franco-germană, deci din regiunea Strasburgului, o altă inițiativă care vine din alt continent, din Argentina, și inițiativa din Serbia, care de fapt vine să integreze victimele traficului de ființe umane prin crearea unei afaceri sociale, și anume de creare, de fabricare bucatelor, hai să zicem, fast food-urilor rapide, dar în care sunt în activitate în care sunt integrate victimele traficului de ființe umane. Revenind per general la acest laborator, s-a discutat foarte mult despre faptul că există instrumente la nivel european, nivel internațional și nivel național. Dacă vorbim de Consiliul Europei, atunci e Convenția Consiliului Europei privind prevenirea traficului de ființe umane. De altfel, instrument la care a participat foarte activ Republica Moldova la elaborarea acestuia și a fost prima țară care a ratificat. În timp, instrumentele astea trebuie să fie implementate la nivel național și atunci se vede foarte bine eficiența lor sau mai puțin. Astăzi, participanții au discutat despre faptul că se implementează, sunt evoluții, dar în același timp urmează să fie impulsionat dialogul. Pentru că nu toți membrii dintr-o societate, bună oară, dacă vorbim de orașul Strasburg, cunosc ce fac autoritățile la nivel central în vederea prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. Vreau să vă întreb, iată, delegația Republicii Moldova, din cine este alcătuită, dacă știți, aveți unele informații? Tradițional, la Forumul Mondial pentru Democrație participă studenții sau cei care frecventează cursurile școlilor de studii politice, respectiv și de data aceasta sunt studenții sau participanții școlii de studii politice din Republica Moldova și alți participanți care aplică individual și sunt selectați de către Consiliul Europei. Și ultima întrebare, excelență, iată, știu că orice adunare a Parlamentului European, adunarea parlamentară a Consiliului Europei sau Congresul Puterilor Locale și Regionale are oaspeți de onoare. Iată, forumul a avut și el oaspeți sau invitații speciali. În primul rând, forumul din acest an se organizează sub patronajul președintelui Franței, Emmanuel Macron. La deschidere au fost reprezentanții autorităților franceze și pe parcurs sunt miniștrii de externe a câtorva state. Vă mulțumesc mult pentru acest interviu, doamnă ambasador Corina Calugăru.